Bună tuturor, eu sunt Cătălin Andrei și astăzi să fac cât de bun este Half-Life Blue Shift. Haide să opresc sonetul că nu contează. Și vreau să zic, Half-Life Blue Shift, și încerc să fiu grafica e decentă. Are multe puzzle confuze. Povestea e destul de ok. Modul cum conectează cu diferite momente ale poveștii din Half-Life, normal Half-Life normal, fiind Blue Shift un expansion, chiar dacă nu e DLC, a fost destul de rapid, mi-a plăcut, n-am ce zice. Diversitate de arme, ok, bineînțeles că nu o să le ai pe toate ca în unul. Nivelul e chiar destul de bine realizate, mai puțin puzzle-urile. Și... n-am ce să zic. Decât un mic comentariu, persoana care a făcut puzzle-ul pentru Blue Shift nu mai fă puzzle-uri pentru jocuri în viața ta. Ei bine... eu am fost Rocotrin Thread și vă zic papa până data... era să uit, nota. Sincer, Half-Life Blue Shift e chiar destul de bun, dar nu e cel mai bun. Deci da, un 7. Half-Life Blue Shift, un 7. Eu am fost Rocotrin Thread și vă zic papa până data viitoare. Papa! Pa.